Datorită lui Iovan, suntem în viață. Acestea au fost primele cuvinte pe care doctorul Radu Zamfir le-a spus în fața presei în urmă cu câteva minute la spitalul Fundeni despre tragedia prin care a trecut. Le-a povestit jurnaliștilor exact cum s-a întâmplat. Le-a spus că pilotul Adrian Iovan era încă în viață atunci când s-a prăbușit avionul, dar era încă încarcerat și îi cerea medicului să-l ajute. De asemenea, studenta care a decedat și ea, Aura Ion, părea să nu mai fie conștientă imediat după prăbușire. Medicul ar fi încercat o resuscitare, dar se pare că nu a reușit. Un om profund marcat de ceea ce a trăit. Așa a arătat astăzi în fața jurnaliștilor doctorul Zamfir. Haideți să-l ascultăm. Totul a decurs inițial bine. Pe parcursul trecerii munților a survenit un val de ceață. Avionul a givrat, a pierdut înălțime, a pierdut un motor. Am văzut copacii de aproape, după care ne-am recules de la fața locului. Care mai traumatizați, care prinși în avion. A durat ceva până să fim găsiți. Ne-am descurcat cum am putut, încercând să îi ajutăm pe toți. Am acordat ajutor cui era de acordat ajutor. S-a prins un foc. Domnul Iovan inițial era prins între fierele avionului. Am încercat să-l descarcerez inițial. N-am reușit. Ulterior, devenind inconștient și... Dar era conștient la momentul ăla? Am încercat să-l ajutați. Părea conștient, da. Ce v-a spus în momentul în care l-a pierdut cu tine și... Nu a avut timp să ne spună nimic, pentru că era, cred, mult mai preocupat să ține manșa avionului. Datorită lui suntem în viață. Nu trebuie să uităm lucrul ăsta. Când am văzut copacii de aproape, da, am realizat că o să ne prăbușim. Cum ați încercat să-i ajutați pe ceilalți răniți? Extrăgându-i din avion și asigurându-le un ajutor minim ce se putea asigura în mijloacele care le aveam acolo. Lucrurile s-au desfășurat într-un fel în care mi-e greu să vi le descriu cu o cursivitate normală. V-ați spus ceva, domnul Iopan? Să-l scot. Cum erau poziționați în avion toți cei 7 pasageri? Eram în ordine la avion, în fine, suntem puși în general de pilot în funcție de centraj, ca să fie un anumit balans între partea din față și partea din spate. Dar când ați văzut așa de jos, nu mai credeam nimic. Dar ce ați văzut în acel moment, înainte de impact? Era ceața, ați văzut? Copaci printre ceața, asta am văzut. Toată această experiență